La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași lucrăm la capacitate maximă la terapie intensivă. În ceea ce privește numărul de locuri libere în zona de confirmați, avem 20 la boli infecțioase și 15 la Spitalul de Suport, la colegii de la Spitalul CFR. Ceea ce este o problemă este cu administrare de oxigen din zona de confirmați, deci nu la terapie intensivă. Pentru că trebuie să vă spun că dacă înainte de apariția acestei infecții cu SARS-CoV-2 era un consum de oxigen undeva la 3000 de metri cub pe lună, acum avem în jur de 13.000 de metri cub pe lună, deci a crescut de peste 4 ori consumul de oxigen cu ocazia internărilor cu această patologie și consumul este nu numai pe secția de terapie intensivă, dar este și în celelalte pavilioane unde se administrează la patul pacientului oxigen. Așa sunt lucrurile, trebuie să vă spun că de multe ori am depășit capacitatea de producere de oxigen de către fabrica de oxigen care deservește spitalul de boli infecțioase din Iași și spitalul de pneumologie, spital care de asemenea este destinat îngrijirii acestor pacienți. Și și de multe ori am utilizat și butelii cu oxigen spre suplimentare. Ca și profil al pacientului, aș putea spune că am reușit să schimbăm ceva din convingerea că această infecție fie nu există, fie chiar dacă există, ei și ce pentru că trebuie să vă spun la boli infecțioase la Iași, în momentul în care se puteau externa la cerere, nu am avut decât 6-7 pacienți care au dorit să se externeze. În momentul acela aveam și atunci peste 100 de pacienți spitalizați, iar acum nu am avut pacienți care să nu dorească să se interneze, să refuze internarea, iar dintre cei care s-au internat și trebuiau externați la 40 și 8 de ore, au fost chiar unii care au dorit să mai rămână internați, ceea ce înseamnă că acești pacienți au înțeles că noi nu facem altceva decât să îi îngrijim, nu ne interesează altceva decât să plece în condiții cât mai sigure acasă la medicul de familie care ulterior îi preia și nu îi ținem în niciun caz cu forța în spital.